de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Mă uitam și eu acum pe o imagine. Am promis de ieri că vom începe emisiunea de astăzi un pic mai altfel, cu o imagine. O să rog să închidă cineva geamul, ca să nu mai avem în afara papagalilor și alte, alte discuții. Poate zboară. Ca să nu, să l-ați auzit deja pe invitat vorbind, deci vi-l prezint, nu mai încep cu imaginea șocantă, încep cu imaginea domniei sale. Tot șocantă. Domnul Liviu Harbuz, este joi, bine ați venit în emisiune, bine ați revenit. Eu vorbeam cu papagalii, am trezit vorbind. Nu e nicio diferență, adică... da. Deci, bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Eu mă bucur că ați ajuns. Trebuie să spun că domnul Harbuz a ajuns pentru că astăzi are și o ședință și domnia sa obișnuiește să nu lipsească de la ședințele Consiliului Local. E oricum online, deci nu este... Cum nu este în format fizic? Nu, Aoleu, și dar am venit pentru alte ședințe. Ședințe de comisie. Am înțeles. Sunt... Am promis oamenilor că astăzi vom începe emisiunea cu o imagine mai puțin obișnuită pentru un municipiu, reședință de județ și cred că și pentru alte locuri, nu-mi dau seama. Bogdan, poți să pui tu imaginea, poți să o dai și mare, că noi suntem oricum destul de vizibili. Uitați, domnul doctor. Dar pentru mine e un peisaj obișnuit, adică sunt obișnuit cu carcase, dar nu... Dar nu în stradă, nu și... într-un oraș care se dorește și Smart City, da. E greu să suporți astfel de imagini. Mi-ați dat una așa de dimineață cu Smart City. Știu că vă place foarte tare... conceptul. Romengleza și Smart City. Și conceptul ăsta. Deci, o carcasă de vită pe o stradă, e adevărat lăturnalnică din Piatra Neamț, un domn a blocat strada cu această carcasă. Noi avem și filmulețul, dar nu cu ocazia asta o să-l dăm. Și cineva a trecut, a vrut să meargă, bineînțeles că a făcut aceste imagini. Eu nu mă pricep, dar mi se pare totuși inadmisibil să ai o carcasă de vită pe care să o pui în mijlocul străzii, cu probabil sângele și roind din ea sau, mă rog, ceva pe acolo. Ploua, deci trebuie spus că ploua. Nu înțeleg dacă lucrul ăsta este normal sau nu. Și de asta vă întreb pe dumneavoastră, că oricum știți mai bine ca mine. Bun, nu știu exact contextul. Anul trecut, în luna aprilie. Eu m-am informat puțin despre această situație, despre așa zis, în ghilimele, exploatație agricolă, tehnică din zona de acolo. Am înțeles că aici este vorba despre încercarea de a duce la protan o bovină care a murit. E o carcasă, vedeți că nu are capul, pentru că în cadrul sistemului de monitorizare a bolii vacine bune, ca să zic în limba română, că dacă spun în limba engleză o să mă... Vă rog să spuneți. Vă rog să spuneți. E encefalopatia spongiformă bovină. În engleză. Nu am tradus din engleză. Ah, și aceste capete trebuie randomizat, predate Direcției Sanitare Veterinare, care la... De altfel, există un program național prin care România raportează la Comisia Europeană supravegherea. SB și ST sunt cele două boli care afectează bovinele și caprinele și ovinele. Dacă era un moment, să spunem, ce avem aici în această captură, un moment în care transporta carcasa către un camion ca să o trimite la protan, pentru că carcasele se denaturează. Acum eu nu pot să știu ce s-a întâmplat mai departe cu carcasa, dar cert este că acest domn nu are o autorizare, nu are o fermă comercială, așa cum se numite exploatații de tipa. A primit nenumărate amenzi pentru modul în care exploatează.
Are, în schimb, formulare de mișcare a animalelor către abatoare din... Deci forma există. Forma, acum eu nu știu dacă, dacă abatorizează în permanență sau mai sacrifică și pe lângă abatorizare ceea ce este total ilegal. Așa cum spuneam, nu este o exploatație autorizată. De altfel, nu numai... DSVS, de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț l-a amendat. Am înțeles că are foarte multe amenzi și de la poliția locală. Vă spun eu, are 7 amenzi în ultimii 2 ani, 6 amenzi de la Poliția Națională, vreo 5 sau 6 de la poliția locală. Interesant este altceva. Eu nu știu cum e cu carnea, dacă a fost, dacă n-a fost, dar dacă faci un istoric al amenzilor acestui domn, sau mă rog, a familiei de acolo, observ că una dintre amenzi este pentru construirea grajdului fără autorizație. Da, construit un graj fără autorizație. În care crește animale. Nu a respectat nici legislația sanitar-veterinară, apropo de, vorbim aici despre câteva elemente care nu sunt foarte cunoscute publicului. Partea de bunăstare, știți că Uniunea Europeană plătește niște subvenții pentru bunăstare, dar așteaptă și... Bunăstarea animalului. Bunăstarea animalului. Da. Cert este că dânsul produce, pentru care vaci de lapte, produce lapte pe care eu am întrebat, dom'le, dar unde se duce laptele? Și am înțeles că el se comercializează la poarta exploatației, acolo, pe plantații. Și la 40, 50, 60 de vaci e ceva lapte. Nu știu dacă sunt 40, am înțeles că are doar 18 sau 20 de vaci. Aici... Probabil că variază efectivul de animale în funcție de sezon și de puterea financiară. Da. Cert este că ce face dânsul e răspunde în fața legii. Dar... Oamenii care cumpără lapte de acolo, de la poartă, s-au gândit vreodată la ce se expun? Pentru că aici vorbim de sănătate publică. Adică lui nu cel care cumpără de la un astfel de crescător își asumă riscurile. Pentru că atunci când vrei, într-adevăr, să iei un aliment sănătos și sigur, te duci și îl cumperi dintr-o locație autorizată. O locație care îți garantează autenticitatea produsului și, bineînțeles, lipsa unor riscuri majore. Și de ce vă spun asta? În întreaga Europa și în întreaga lume, astăzi este o mare dezbatere pe tema antibiorezistenței. De ce? Pentru că, vă dau un element așa, banal, 80% din producția de antibiotice merge în creșterea animalelor. 80%. Deci vă dați seama... 9% este doar pentru terapie în medicina omului. Cifre deci, șocante. Da, 80%. De ce? Pentru că ani de zile, acum este interzis în Uniunea Europeană, deși unii invocând terapia încă mai dau, antibioticele au fost folosite la pui și la porci ca promotor de creștere. Pentru că creșterea este mai facilă, sporul în greutate și atunci profitul este mult mai mare. Sunt puține brandurile care acum, când discuția este de ce, pentru că antibiorezistența va omorî oamenii atunci când vorbim de nozocomială. De fapt, nozocomială din spital, acele bacterii care au infectat spitalele pe vecie pentru sute de ani, au devenit rezistente la antibiotice, tocmai pentru că omul de-a lungul timpului și mai ales cetățenii României au ingerat cantități de antibiotic foarte mici care au generat rezistența bacteriilor la antibiotice. Eu ce vreau, de ce am dat noi acest caz un pic mai pe larg în ziarul care a apărut astăzi, Mesagerul de Neamț? Pentru că avem așa, un om crește animale, vinde laptele la poartă, cum sacrifică, nu știu, că nu e treaba noastră, evident, că avem o instituție care se ocupă cu așa ceva, dacă mă înșel. Da, instituția s-a ocupat. Da, s-a ocupat. Bun, dar... Mai mult decât să-i dea să vedem contextul. Deci, suntem în municipiu Piatra Neamț, pe o stradă lăturalnică. Omul acesta și-a construit un grajd fără autorizație, gardul fără autorizație, mă rog, gardul. Și-a tras apă. Și-a făcut aducțiune de apă de la o distanță destul de mare. Ai o imagine, Bogdan, dacă ai, te rog eu să o pui. Noi. O să punem. De la o distanță foarte mare, pe raza comunei Gârcina și a municipiului Piatra Neamț,
a săpat efectiv și a atras adâncime de apă. A fost amendat, am contestat. Așa. Deci, crește animale pentru, vinde lapte, probabil și carne, da? Carnea nu are voie să vândă. O dă prin abator. O trimite direct prin abator. Da. Dar nimeni nu controlează, și asta vă spuneam, dacă animalele au făcut un tratament în ultima perioadă, apropo de antibiotice, care ele se duc în lapte, se duc în carne, dacă nu există o perioadă de așteptare și nu e verificat să respecte, așa cum e prevăzut pe prospectul fiecărui produs medicamentos, perioada de așteptare, adică de eliminare din organism, noi ingerăm toate aceste otrăvuri. Și ne întoarcem. Deci cum poți să-ți desfășori o asemenea activitate într-un municipiu în care nu ai apă? Da? Nu ai apă. Deci are o apă. Și a tras-o singură. Ia încercat să vă trageți un metru oțeapă. Aoleu, aoleu. Câți inspectori vin. Nu știm ce terenuri sunt acolo și unde pasc vacile astea, că am înțeles că și acolo sunt probleme. Se face și scandal, au fost acolo niște conflicte între niște oameni, vecini, mă rog, ci că el merge cu portavoce, avem și acolo imaginea noastră. Păi mă interesează contextul. În contextul unui viitor al orașelor inteligente, al municipiilor inteligente, că noi nu suntem numai un oraș, suntem și municipiu, și reședință de județ și stațiune turistică de interes național, de interes național. Cum se pot întâmpla toate aceste lucruri? Că nu e singurul caz, că mai sunt cazuri. Cum se pot? De ce nu avem administrație locală care să fie orientată spre rezolvarea acestui gen de probleme? Pentru că am întrebat pe toată lumea și toată lumea face așa. L-am amendat, ce să-i facem mai mult? Păi, da, o strica drumul, dar... Păi ce să-i facă administrația publică locală? Ce să-i facă să primăria? Crea, să creeze condiții să legale. Păi n-are ce căuta pe teritoriul unui municipiu exploatație de genul. Despre ce vorbesc eu acum? Despre asta vorbesc. În mod normal, că tot vorbeam de Smart City, când vorbim despre un oraș reședință, municipiu reședință de județ, ar trebui ca pe suprafața, pe teritoriul acestui oraș, să nu se mai crească animale de consum. Să spune animale de consum, când spuneți animale de consum, mă adică de vânzare. La... Nu. Animale de consum, în sensul în care ele să fie comercializate. Asta da, zic. Adică eu pot să cresc 5 găini. Pentru da, găini, dacă stau la casă. Ouă, exact. Sau pentru zona periferică unde mai sunt care cresc și porc. Dar și lucrurile astea trebuie analizată. De ce? Pentru că eu sunt convins că dacă unul crește un porc între două case, vecinii vor fi deranjați. Avem acum legea mirosului, care a fost emanația de la mediu. Avem și legea aia cu zgomotul și nu... Absolut. Deci există legislație, dar în România, ca peste tot, problema este de punere în aplicarea legislației. Da. Bogdan, cât timp noi vorbim, te rog frumos, pune filmulețul făcut de noi ca să vedem că cum arată o zonă unde acest cetățean își desfășoară activitatea și astea sunt resturi în fața curții domniei sale. Dacă vedeți, poate și cei de la mediu ar trebui să facă o vizită pe acolo, pentru că este un adevărat depozit. Fiare vechi, resturi de lemne, construcție, sârme aruncate, tot. Și undeva mai încolo, apropo de porci crescuți între două blocuri, o să vedem și un porc liber care, mă rog, nu e o problemă. Până la urmă e în câmp, da? Dar asta este o zonă din un municipiu. Arată ca o adevărată exploatație agricolă acolo. Uitați-vă. Și în zonă începe să construiască, pentru că toate orașele încep să se extindă. Și începe să construiască. Aici e construcție, mă rog, a cuiva probabil, alături. Deci cam astea. Nu sunt clară, dar asta prevede legislația. Amenzi. Va primi amenzi, nu poate să-l aresteze nimeni. Dar nu e vorba de arestat, Doamne, ferește. Păi, e vorba de o activitate. Dacă de ani de zile tot primește amenzi, le tot contestă. Cum ar trebui rezolvat? Ce ar putea să facă primăria? Că vorbeați de administrația locală. Ce ar putea să facă? Repet, trebuie să creez cadrul legislativ local
prin care asemenea gen de lucruri să nu se poată petrece. Adică, ați spus, să nu crește animale în... Există legislație națională care în momentul de față este încălcată. Adică credeți că dacă nu respecte legislația națională, va respecta hotărârea de consiliu local? Pentru că încalcă legislația națională, care este mult mai puternică și este pusă în fapt de către organele competente, care înseamnă Poliție Națională, care înseamnă Mediu, Gardă de Mediu, care înseamnă DSVSA. Poliția locală a fost și poliția locală. La amenda, ce poate să facă mai mult? Am înțeles. Deci nu există nicio speranță pentru cei care vor să respecte legea. În schimb, există o lege care poate să nu fie respectată, deci plătești din când în când o amendă, o mai și contești în instanță. Asta se întâmplă, că așa e în România. Dacă așa e legea... Am înțeles. Domnul consilier local, domnul doctor Liviu Harbuz, apropo de lege în România, ca să intrăm un pic în domeniul ăsta al administrației publice locale, Consiliul Local, din care cu onor faceți parte, este invitat de ziarul Mesagerul să citească în pagina a patra, cred, din ziar, un material care se cheamă așa, Consiliul Local Piatra Neamț l-a condamnat după moarte pe Grigore Caraza. Recunosc că am făcut o licență când am dat acest titlu, pentru că Grigore Caraza reprezintă un simbol al deținuților politici din România, nu numai din Neamț. Deținuții politici din Neamț au aflat că locurile de veci pe care le-au primit printr-o hotărâre de Consiliul Local nu mai sunt ale lor acum, pentru că a expirat hotărârea. Ea era dată pe 25 de ani. Eu zic că Caraza a făcut mai multă pușcărie decât timpul care i s-a dat pe această hotărâre. Legea românească are o prevedere că foștii deținuți politici pot beneficia de loc de veci la cerere. Cum se poate să dai o hotărâre pe 25 de ani și oamenii ăștia acum, unii, marea majoritate sunt care mai trăiesc, câți mai trăiesc, sunt la vârste foarte înaintate, să se trezească cu o asemenea chestie? Bine, că aici mai discutăm despre sistemul juridic. Oamenii au atacat hotărârea, le s-a spus că e tardiv, legal așa este, tardivitate, dar poate era bine să uite spre lege. Da. Avem o legislație imperfectă, perfectibilă, avem situații moștenite, avem diferențe foarte mari de abordarea legislației pe care o avem de-a lungul timpului, adică avem situații speciale privind statutul cimitirelor în Piatra Neamț. Avem tot felul de... Există statut al cimitirelor? Da, în sensul în care eu știu că ele sunt, activitatea este concesionată pe 25 de ani. Exact cât s-a dat exact și cât pentru deținuții politici. Așa știu că am citit ultima dată contractele în urmă cu 4 ani. Așa era. Deci este o situație specifică, dar la Piatra Neamț totul e specific și, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare. S-au moștenit foarte multe lucruri. Uitați-vă că încet, încet explodează bombă după bombă din ceea ce s-a întâmplat în urmă. Adică vorbim de... Dați-mi exemple de bombe. Păi cel mai la îndemână este mobilitatea urbană. A, că celebrele tot astăzi votați. Proiecte... Astăzi votați, nu? Da, astăzi votăm. Bine, votăm în fiecare ședință de Consiliu cât un element din acest proiect. Știți bine că dumneavoastră în emisiune am spus că eu n-aș fi decis la momentul ăla că este oportun. Aici a fost o problemă de oportunitate, dar odată pornit acest proiect european, odată făcute niște angajamente, nu se mai poate da înapoi. Iar acum trebuie să vedem cum facem acest proiect în așa fel încât să nu fie afectat orașul, cetățenii, confortul cetățenilor. Pentru că el presupune, practic, niște lucrări pe o perioadă lungă de timp, adică pe aproape 4 ani, pe niște artere importante, prin eliminarea unor locuri de parcare care trebuie să primească o variantă, o soluție, o alternativă. Lucrurile astea nu sunt foarte simple, pentru că cineva a stabilit oportunitatea, a pornit proiectul, mă refer la fostul primar Chitic,
Iar acum ne spune foarte mândru că dacă era el, hai de mine, avea și locuri de parcare suspendate pe blocuri. Adică, știți cum e? Există în legislația românească... Te joci cu jucăriile altcuiva, cam așa e. Există în legislația administrativă românească vreo pedeapsă pentru minciună? Există acea responsabilitate pe care o are asumarea răspunderii pentru funcționarii publici și pentru demnitari. Eu mă simțeam foarte mândru acum vreo câțiva timp când am văzut pe domnul primar și toată gruparea. Primarul chiar face eforturi. Nu, domnul primar lucru. Vechi. Domnul primar, vechi, acum este vicepreședinte la Consiliul Județean. Și a ieșit și a spus așa, că avem proiecte cu cofinanțare 2%. Da, ele de principiu trebuiau să fie cu 2% cofinanțare. Și acum avem proiecte cu aproape 30% cofinanțare. Ei, nu chiar 30%, 28. Dar adevărul este că ne place, nu ne place să spunem că greaua moștenire. Da, sunt moștenite niște lucruri pe care n-ai cum să le faci altfel decât mergând mai departe. Am înțeles asta. Am înțeles asta. Ce nu pot eu să înțeleg? Cum a putut prima dată să fie depus un proiect în care lucruri pe care le vezi din avion nu erau trecute? Cine sunt ăia care n-au văzut? Păi n-au văzut că au nevoie de semne de circulație, de exemplu. Dar n-au văzut adică că au nevoie de rampe pentru... Rampe pentru persoane cu dizabilități, adică... N-au văzut stâlpii din intersecție. Dar nu vă supărați. Domnul Chitic n-a văzut că n-avem la trotuare acel trotuar special pentru căruciori, pentru cărucioarele cu copii, de exemplu. Eu asta întreb. Sunt lucruri, nu, dar eu întreb altfel. Domnule, l-au votat un număr de oameni. Oamenii aia n-au văzut că n-au pe unde coboră de pe trotuar cu cărucior, chiar n-au văzut în ultimii 7 ani lucrurile astea. N-au văzut că lucrurile se făceau doar așa de imagine cu agenduța. Credeți-mă că astăzi conducerea primării e chiar practică un management modern. Și vine cu niște soluții. Gândiți-vă numai datoria publică. Abia în 2027 vom reuși să plătim datoriile la creditele care au fost făcute. Nimeni n-a știut să renegocieze aceste credite cu băncile. N-a vrut. Adică n-a vrut. Atunci nimeni ce spuneați vrut. Cu minciunele și cu... Eu de asta am zis. Haide, deci singura pedeapsă ar fi la vot. Oamenii uită repede, nu-i interesează. Din păcate, doar acolo, la vot, un demnitar, un primar este sancționat. Pentru că în rest e foarte greu să sancționez. Dar ceea ce pot să vă pot spune, actuala conducere a primăriei dorește emiterea unor obligațiuni speciale, municipale. În sensul în care angajează finanțiști care să rezolve această problemă. A renegociat credit. Haideți să să explicăm ce înseamnă obligațiuni municipale. Da, obligațiunile municipale sunt ca și cele titlurile de stat pe care la trezorerie, spuneam, la trezoreria statului, în care niște oameni investesc în aceste obligațiuni și se va crea un fond din care se vor face investiții. În mod special este vorba despre cofinanțări cu sume care nu sunt cheltuieli care nu sunt eligibile în proiecte, dar pentru cofinanțarea proiectelor europene. Este o mișcare curajoasă. Să faci așa ceva. Este un împrumut practic făcut la persoane, firme, la persoane, cine vrea să cumpere. Companii, bine, de obicei vin investitori companii. Fonduri. Da, dar poate scoate și la oameni. Că bineînțeles, și oamenii pot... Ar fi interesant. Dacă statul român avea creier să împrumuta de la cetățeni de mult și nu mai împrumuta bani de la băncile europene... Statul român, dacă avea creier și scotea acțiuni la societățile de stat și nu în proporție 90%... Care trebuie vândută. Nu 90% acțiuni la vânzare pe bursă pentru multinaționale și 10% pentru persoane fizice, ci invers... S-ar putea să fie avut o mare surpriză. Și că cetățenii erau mulțumiți și cu o dobândă de 3%, nu trebuia să fie 6%. Deci existau soluții. Dar, repet, nu o să schimbăm lumea în zilele astea sau în următoarea lună. Important este că există strategii, că ele sunt deja creionate. Unele au fost inițiate, așa cum că tot vorbim despre Smart City. Păi,
fiecare pas pe care îl faci în oraș, ăsta este o componentă dintr-un smart city. Oraș inteligent, ca să nu mai vorbim de smart city. Aici vorbim despre un oraș european. Nu putem atrage fonduri europene dacă nu gândim în realitate conceptul de smart city, de oraș inteligent. De ce? Pentru că prima condiție este ca orice faci să integrezi. Și papagalii vor să integreze în orașul inteligent. L-a plăcut, ați văzut? Cum ați asta cu orașul inteligent. Eu, lăsând gluma la o parte, sunt lucruri foarte importante și există o preocupare. Adică vă dau un exemplu banal, dar care ține de civilizație. Suntem în secolul 21. Gândiți-vă că nu avem toalete publice în Piatra Neamț. Adică e jenant să spui avem o strategie pentru construcția de toalete publice. Dar e absolut necesar pentru un anumit grad de civilizație. Pentru că nu poți să educi oamenii. Primăria, în același timp, în timp ce are un management inteligent, trebuie să aibă și o politică de informare și de educare a oamenilor. Pentru că bata oare prin reprezentanții, să știți cu are. O să vedeți schimbări și ceea ce privește societățile. Adică lucrurile aproape, din punct de vedere teoretic, ele sunt maturizate și așteaptă intervențiile, deciziile primarului, care, credeți-mă, deși este un om extrem de blând și de educat, va lua decizii tranșante în ceea ce privește activitatea societăților primăriei. Domnul doctor, domnul consilier local, am văzut un proiect de hotărâre care sună cam așa. J. Publiserv, mare societate, a tot potentă, vă anunț cu drag că nu vă pot duce la bun sfârșit comenzile nu pe care mi le dați. Nu poate presta serviciile pentru că nu are cum. Îi depășește capacitatea. La 97 de oameni nu poți presta servicii. Nu e vorba de oameni, e vorba de genul serviciilor și vorba de cheltuieli. Eu am citit acolo. În afară de serviciul numit etc., care mi s-a părut, sigur nu-l pot presta. Sunt toate trecute așa, în obiectul de nu poate, nu poate să presteze, să facă o alee cu pavele. De ce? De ce nu poate presta o balastare de stradă? Pentru că nu e stare. Păi dacă nu și e stare, asta domnul este doctor, motivul pentru care activitatea acestor societăți, și la asta chiar se lucrează și e aproape finalizată, avem nevoie de o optimizare a activității societăților până când ele vor fi restructurate. Fie se vor uni toate, fie și va fi o societate mare, fie vor trece la primărie în structură de birouri sau de direcții, cum vor fi. Deci oricum e nevoie de o reformă tranșantă în ceea ce privește societățile primăriei. Și nu numai asta, vreau să vă spun că și la nivel de management acestor societăți, nu neapărat la nivelul 1, dar și nivelul 2 și 3, există așa un soi de aroganță față de primărie. Bă, noi suntem șmecheri, adică noi vă ținem pe voi. Eu cred că, bun, o să vedem în curând că lucrurile astea o să dispară. Deci, să nu intrăm în detalii. Eu observ așa, vine câte unul pus de partid, da? Îl pune director, face contract de management și din momentul acela brusc a devenit și competent. Când este să fie schimbat tot de un partid cu un altul numit de partid, și că stai totul, zice, dar eu zice, am contract de management. Ia uitați, mi-am îndeplinit toate criteriile din contract de performanță. Așa au fost obișnuiți până acum. Păi, pentru că totul a fost la mica înțelegere, totul a fost o mână spală pe cealaltă, totul a fost politizat și dacă nu era dintr-un partid sau altul, nu putea ocupa nimeni nicio funcție. Credeți-mă că singurele criterii care contează astăzi pentru conducerea primăriei țin de competență și de rezultat. Și dacă eu vă spun asta, nu-l apăr pe primarul Carabela, mi-a fost contracandidat. Nu l-apăr pe Ciprian Enache, mi-a fost contracandidat. Și ceilalți care mi-au fost contracandidați. Nu l-apăr pe Irimia, că mi-a fost contracandidat. Dar credeți-mă că e momentul să
să unească forțele și să facem o chestiune transpartinică atunci când vorbim de administrație. Același lucru e valabil și pentru nebunia cu spitalele. Primăria vrea să construiască Consiliul Local un spital metropolitan, județul vrea să construiască un spital Zgârie-Nori. Nu știu, poate că e fezabil și poate realizabil cel al Consiliului Județean. E fezabil și realizabil cel al primăriei. Dar fără dialog între Consiliul Județean și Consiliul Local, pentru că aici vorbim de un număr de paturi, vorbim aprobat. Aprobat de la Ministerul Sănătății și nu numai, că sunt foarte multe elemente, mai ales în noua legislație și directivele europene și perioada de pandemie și posibilități de finanțare. Adică eu cred că se impune și eu o să vedeți, primarul va iniția un dialog cu Consiliul Județean în ceea ce privește, pentru că până la urmă pe noi ce ne interesează? Să oferim servicii de medicale de calitate într-un spital nou, inclusiv pietrenilor, deși ar trebui să începem cu cei din Piatra Neamț, pentru că până la urmă ei sunt primii beneficiari. Dar ok, poate se poate face unul județean în sensul în care vor beneficia și cei din Piatra Neamț. Obligația este să oferim o asistență medicală de calitate, pentru că tot am vorbit de calitatea vieții. Păi primul element bun, după mine primul element e educația, dar al doilea este sănătatea obligatorie. Aveți dreptate. Eu am spus în emisiunea cu domnul Carabele același lucru. Trebuie dialog. E obligatoriu dialogul, pentru discuți. Că ok, au fost lupte politice. Știu că mai sunt ambiții politice, că vor unii să ajungă viceprimari, alții vor să ajungă nu știu ce, whatever. Dar toți, cu toții, am promis mai bine pentru cetățenii județului Neamț și pentru cetățenii orașului Piatra Neamț. E momentul dialogului, pentru că nu se poate, ducem o luptă cu pandemia, ducem o luptă cu criza economică. Ne mai trebuie cetățenii, mai au nevoie de luptă politică sterilă, care nu vor duce la nimic bun. Dar ei numai asta văd. Din păcate asta se întâmplă. Și cred că e momentul și o să vedeți. Primarul municipiului Piatra Neamț va iniția un dialog cu Consiliul Județean. Și credeți-mă că noi toți cei din Consiliul Local suntem de acord cu acest dialog. Fără dialog nu ajungem nicăieri. Și în Consiliul Local există dialog, de exemplu, cu opoziția? Deocamdată opoziția doar... Vreau să invoc zgomotul produs de păsările de la... Eu pot să... trebuie să pronunț cuvântul magic, da. Și nu din cred păcate, că e momentul. Din păcate, știți cum e? Dacă ei împreună, pentru că au o comandă politică, nu cred că sunt interesați de dialog în cadrul Consiliului Local. Dacă e separat, vă dau un exemplu. Am avut ieri o întâlnire cu cei de la Horeca, la care au fost prezenți consilieri și de la consilieri de la PSD, domnul Marius Novac, am fost și eu, au fost din absolut tot spectrul politic. Și la un moment dat este vorba despre organizarea de evenimente în orașul Piatra Neamț. E vorba de un regulament care, de altfel, ieri a fost la prima discuție privind desfășurarea activităților sezoniere de tip comerț stradal, tip street food, organizate în municipiul Piatra Neamț. Acum să mă puneți să traduc și street food. Sunt acele camioane de care se vând. Poți să traduc eu dacă vreți. Știu că dumneavoastră din rusă. Sunteți foarte supărat când folosim termeni consacrați care... Nu, eu nu sunt supărat. Eu nu sunt supărat. Eu pot să vă citesc, dacă vreți, câteva fraze care apar cu asemenea termeni și care sună precum vorbea Arune Pumnul. Domnul Bălănescu, vă place când vorbește Boc? Vă plac aia de la Cluj, care vorbesc despre Smart City? Nu. Vorbesc până aceeași. A, nu. Vă plac? Ok. Când vorbesc, nu-mi plac, dar îmi place ce fac. Ce fac? Păi, vedeți? Îmi place ce fac. Păi da. Dar ei în anumite zone ale orașului. Ca să fim cinstiți și la Cluj. Dar nimeni nu e perfect. Adică, gândiți-vă, Cluj este la nivel de oraș european. Domnul doctor, știți ce nu pot eu accepta? Știți ce nu pot eu accepta? Nu pot accepta următoarea frază. De ce vă puneți problemă dumneavoastră, domnul Bălănescu, plătim cheltuieli eligibile, dar nefinanțabile? Și la Oradea s-au plătit pe proiecte 100% cheltuieli eligibile și nefinanțabile. Peste acolo. Ok, păi. Dar de ce plătesc cheltuieli eligibile și nefinanțabile? Neeligibile. Neeligibile și așa.
pe prostie? Eu înțeleg, începem să facem un proiect și undeva, după ce ne dăm seama, am găsit un pârâu care curge pe sub șosea și facem niște cheltuieli. Dar să fac un proiect în care să nu văd că am trotuare, că, nu am, că am stâlpi, că am strat de asfalt, aia sună autodenunț, ci că spune așa, trebuie să facem, nu a fost luat în calcul degradarea stratului de asfalt pe perioada vară-iarnă. Domnul Mărănescu, când ai un proiect care e obligatoriu să-l implementezi? Nu este obligatoriu niciun proiect. Acum este obligatoriu, că acum deja plătești niște corecții financiare dacă renunți la el. Și repet, eu am fost unul dintre cei care a susținut renunțarea la acest proiect. Dar gândiți-vă, eu am altă îngrijorare și, repet, uite, primăria are o strategie foarte clară apropo de comunicare și de dialog. Problema cu apa, adică vorbim de apa SERV care mereu se gândește cum să rezolve problema scumpind apa. Ok, suntem de acord să scumpim apa, deși avem cea mai scumpă apă din țară. Dar vreau să văd și eu de ce de ani de zile nu s-a făcut un program, o strategie privind refacerea infrastructurii și rețele de aducțiune de apă, de alimentare cu apă. Adică noi ne apucăm să construim acum artere pe mobilitate urbană, dar dedesubt o să crape toate țevile. Și alea vor presupune că mi-e sparge asfaltul corecții financiare. Deci un proiect de 2 milioane poate să ajungă să te coste, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru că multe elemente de detaliu n-au fost prevăzute, să coste 4 milioane, din care 2 milioane clar vor fi neeligibile. Deci, da, finanțabile. Deci, despre asta vorbim, știu, dar când ți s-a servit o prăjitură, păi pe aia o mănânci că n-ai ce face. Adică face eforturi să faci corecții. Iar acum va fi, aici vreau și mă opresc, apropo de apa SERV. Deci primăria va sta la masă cu apa SERV până apa SERV va veni cu un program, o strategie privind partea de alimentare de apă, papagalul mă secundează, partea de alimentare cu apă, măcar pe arterele pe care va fi traseul, trasele de vreți să, mai mult ce pot să vreți faci? Să vă dau un exemplu de smart administrație în neamț și grijă față de populație. Acum câteva zile am primit un comunicat de la o asociație care e bine înșurubată la neamț, dar este bine înșurubată și pe plan național, care cu finanțare de la Ambasada Marii Britanii a făcut un studiu în apele dulci din țară despre prezența plasticului în ape. Plasticul micro... Știu, nano. Nano. Da. Da, am dat o știre că... A fost că... ziua internațională a apei. Da. Am auzit niște informații, dar mi s-a făcut părul mă. Și am dat o știre că pe Bistrița și în lacul Bâtca, doamne, apropo, de acolo ne alimentăm și noi, și noi apă. Da. Am dat știrea, n-am făcut niciun scandal, am pus-o și am vrut să văd o reacție a unei autorități. Oricare ea, să fie ea. Prefectură, primărie, APA SERV, DSP, cine ori mai fi. Dar nu e treaba primăriei. Haideți să delimităm competențe. Este adevărat, este adevărat, dar primăria eu... Primăria este beneficiarul. Domnul Liviu Harbus, domnul consilier local, nu este treaba primăriei. Puteți să spuneți și pe numele mic. Primăria reprezintă acest municipiu. Primăria, dacă ceilalți nu și-au mișcat competențele, n-ar fi putut să spună așa, un scurt, stimați cetățeni, am luat la cunoștință de acest studiu și cerem imperios DSP-ului, celor de la APA SERV, să pună la dispoziție documentele din care să reiasă că apa... O să vedeți, mă scuzați, în lista de HCL-uri de astăzi, niște asocieri cu niște ONG-uri. Sunt ONG-uri păi care... același ONG care a făcut cu apa.
care împădurește un hectar de pădure și jumătate într-o acele zi. Acele ONG-uri, pentru că nu are capacitatea primăria să monitorizeze inclusiv aceste elemente care țin până la urmă de mediu, ăsta e rostul acestor ONG-uri, să monitorizeze și să ne predea astfel de situații, pentru că datele despre care vorbiți sunt de la ONG-uri, să știți. Așa funcționează în toată lumea. Dar n-a spus nimeni că nu. Nu, dar am avut, mai aud și eu că trec prin piață când vin la dumneavoastră. Și mai aud prin piață. Dom'le, iar ONG-uri, că Carabela e ONG și acționează nu, ca un ONG-ist. E foarte bine, pentru că ai nevoie... Nu este foarte bine să fii primar ONG-ist. Este bine, Să colaborezi cu ONG-urile. Să colaborezi cu ONG-urile. Poate că experiența pe care a căpătat-o ca ONG-ist, mai mare sau mai mic, nu contează exact ce a făcut în trecut în ONG-uri Carabela, dar eu cred că experiența aia a folosit, măcar ca atitudine. Eu chiar de multe ori spun că e prea cu mult, prea mult bun simț și cu prea multă răbdare și că unii vor să-l țină ocupat ca să spună după aia, dom'le, tineri ăștia care au venit la conducerea primăriei. Păi n-am vrut tineri, n-am vrut un alt fel de politicieni, n-am vrut noi, toată lumea spunea, să vină tineri cu alte mentalități, cu alte apucături, refer la cele bune. Și acum suntem supărați că de ce... Cei care primari, viceprimari, unii dintre consilieri, că eu nu mă mai consider tânăr decât în abordare și în spirit. Da. Adică nu asta ne-am dorit cu toții. Vrem să ne întoarcem la mica înțelegere, la șmechereala, la angajatul pilelor prin tot felul de societăți, la favoriza societăți atunci când se face bugetul. Adică lucrurile se vor mișca și se vor mișca spre bine. Eu sper într-o schimbare majoră, măcar de mentalitate și de abordare pentru orașul ăsta. Pentru că dacă nu aspirăm la 100% modernizare, nu o să obținem nici măcar 10%. Oricum 100% nu vom reuși. Oricum nu vom avea un oraș inteligent la nivelul Clujului, păstrăm proporția, apropo de dimensiunea orașului, într-o perioadă foarte scurtă. Dar am văzut tot felul de comentarii că, dom'le, că nu e poluare, că ce-i povestea asta cu poluarea, că e poluare în Piatra Neamț. Orașul ăsta, dacă va avea un transport public care să vină la minut impecabil, nu mai are nevoie de mașini în toate părțile. Stai în intersecție ca la București, adică s-a ajuns atâtea mașini încât să stai o jumătate de oră sau 40 minute în Piatra Neamț, pe care îl faci pe jos în 20 de minute? Domnul consilier local, eu sunt de acord cu dumneavoastră că avem și în Piatra Neamț poluare. Dar eu știu așa, când faci un proiect european și pui pe primul plan nu e poluare, reducerea noxelor, nu. Așa e, pe primul plan. Da, și am să vă spun de ce. Pentru că numai așa putea fi luat proiect. Vedeți? Adică domnul dumneavoastră Chitic, sunteți sincer. Domnul Chitic, când a făcut acest proiect, vă spun eu cum l-a făcut. S-a uitat așa, bă băieți, de unde mai luăm niște bani? De acolo. Păi uite acolo, cu reducerea noxelor, bagă-l mă! Și fără atunci... să se gândească la oportunitate, la consecințe, fără să-l gândească integrat. Și acum Carabela se trezește cu toate bombele astea în brațe și el trebuie să le integreze încât să nu sară în aer tot. Cum, care este opusul la Smart City? În engleză? Pot să spun în engleză? În engleză. Fuck City. Așa, ați înțeles? Deci, eu am avut curiozitatea, spre deosebire de alții, eu citesc proiectele astea, să citesc proiectul. Știu că... Am curiozități. Cel mai... Așa. Și m-am interesat care este studiul de mediu care a stabilit că avem nevoie de reducerea noxelor, că noxele sunt la un anumit nivel. Nu există, domnul Bălănescu. Nu există, dar lucrurile astea cetățenii nu le știu. Păi eu asta vreau să le știe. Păi de-aia am venit la dumneavoastră. Ați văzut. Și credeți-mă că eu voi spune adevărul întotdeauna, deci, că n-am asta, ce pierde asta, și n-am interese. Deci asta nu înțeleg de ce atunci când vine un oficial tânăr, nu spune aceste lucruri direct. Pentru că e timorat. Pentru eu? Că, da. Adică sunteți un reprezentant. Păi o să pun o perdea, un ecran, da? O perdea și o să vorbesc de după perdea. Fără măști, fără ecrane. Ecran, fără perdea. Da, să vă citesc niște mesaje. Domnul Liviu Arbuz este corect în afirmații. Spune adevărul. Punct. Gol, goluț. Da. Adevărul.
Mergem mai departe. Că eu sunt îmbrăcat. 6 luni de la alegeri. Dacă nu se ajunge la o înțelegere între toți aleșii, o să fie vai și amar peste 3 ani. Corect. Și o spune corect un membru USR Plus. Corect. Așa, mai avem pe aici, dar eu, știți cum e cu proiectele, le citesc mai greu. A, toată lumea ne trimite proiecte cu, ce a spus dumneavoastră, cu antibioticele la animale și urmări. Și absolut, da. E o discuție mare lungă. Interes. E o discuție lungă, este o discuție care ține prima pagină și agenda la Comisia Europeană, la FDA, administrarea medicală. Administrația americană, că vedeți, mi-e greu să, e greu să traduc din engleză. Este administrația americană care se ocupă de medicamente și de hrană. Deci, într-adevăr, este o mare problemă. Problema antibioticilor astăzi, pentru că, gândiți-vă, se preconizează că în anul 2050 vom avea 10 milioane de morți pe an numai din cauza antibiorezistenței. Deci se spune, nu sunt încă membru USR. Am reținut, îmi cer scuze. Spus că bun, să stipulez acolo, fost, prezent sau viitor. Așa. Astăzi aveți ședință. Da. La ce ne așteptăm? Așa, lucruri mai deosebite, în afară de mobilități. Coloarele de mobilitate pe care promit să le mai analizez odată. Sunt lucruri foarte importante și sunt convins că dumneavoastră, care sunteți foarte atent și foarte exigent, ați citit. Acum regăsim în câteva hotărâri și politicile privind dezvoltarea activităților sportive. Adică ne gândim cum să dezvoltăm sportul de masă. Să revenim la chestia asta. Suntem în plin proces de stabilire a chiriilor pentru ceea ce înseamnă închirierea sălilor de la școli și de la licee. Pentru că sunt foarte multe asociații sportive care își doresc să-și desfășoare activitatea în astfel de locații, lucruri care până acum nu s-au întâmplat. Adică când, mi-aduc aminte când domnul Chitic a tăiat coșurile de basket de la, nici mai știu, școala 10 sau școala 4, nu mai sunt sigur. Dar lucrurile se fac greu, nu e așa de simplu să schimbi lucruri care s-au întâmplat, mai ales în Piatra Neamț, timp de, în ultimii 20 de ani. Da, eu am rămas mirat. Nu știam chiar care sunt exact cifrele, când domnul primar mi-a spus aici că pentru bugetul de anul viitor 30% din bani merg spre salarii și tot atâta merg spre datoria publică. Da. Asta înseamnă... Deci datoria publică a orașului va ajunge la matură, adică se va finaliza abia în 2027. Asta în condițiile în care nu apar alte... Doamne ferește! Alte situații de criză, ferească Dumnezeu de o criză economică majoră care să afecteze și dobânzile. Adică, totuși, primarul a făcut 100 de drumuri la București, care dea cineva, bă, dar de ce să duce toată ziua ba la Oradea, ba la Cluj? De ce? Pentru că vrea să vină cu elemente care funcționează și la Piatra Neamț. Și apropo de asta, de București, da, s-a dus la București și a negociat cu băncile și va renegocia până va obține o dobândă avantajoasă, pentru că s-au pierdut foarte mulți bani. Întrebați cine e responsabil? Eu pentru asta i-aș face responsabil pe cei care au semnat și au condus primăria. Da, probabil că ei vor da seama în alte instanțe și Dumnezeu drăguțul va avea grijă de fiecare. Eu mă îndoiesc că vor... Pe mine mă interesează respectarea legii și punerea în aplicare a legii. Atât. Dacă convine, nu convine, că și aici avem discuții. Dom'le, că poliția locală, că nu face. O să vedeți un nou comportament, o nouă abordare și o optimizare a activității poliției locale. Deci asta, la asta se lucrează în primărie, la optimizarea tuturor societăților și serviciilor primăriei. Parcările, la fel. Eu aștept o mare responsabilizare a consilierilor locali care ajung în aga la societăți. Eu sunt la parche. Și o să vedeți reformă. Pot să fac o cerere de informații pentru membru aga de la parking? Totdeauna mi-a plăcut cererea de informații. Vă rog frumos să verificați în perioada
2014-2020, lista angajaților și dacă pe lista asta aveam și un expert în politici de dezvoltare ale parkingului. Și când o să, dacă îl găsiți, expertul respectiv, eu promit să scriu un material, pentru că parkingul a fost o societate vizionară și a angajat un expert în dezvoltare, pentru că nu e așa... Personală sau? Nu, personal, a societății. A societății. Da, și cred că ar fi interesant să discutăm odată și aspectul ăsta, chiar merită. Dar, revenind... Am înțeles de la domnul primar Carabelea că în privința public serviciu, nu știu ce s-a discutat pe comisii, de-aia s-a stabilit următoarea modalitate de lucru. Vor fi date lucrări altora. Se mai externalizează, da, dar ele vor fi supervizate de agamani. E legal? Da. Și atunci da. Consiliul de Administrație ce face? Privește. Am înțeles. Deci, agamanii... Dumneavoastră mi-ați propus niște principii de la început, chiar și când am candidat. Și mi-ați spus, se întâmplă lucruri fără ca ele să fie transparente, fără să fie monitorizate. Vrem monitorizare la sânge, la sânge și vrem și transparență? Atunci avem nevoie de persoane, pe nume, pe persoană fizică, să-și asume și să răspundă. Și să facă public ce au tot ce au constatat să facă public. Asta este noua politică a primăriei. Numai, domnule, nu știu, agamanii, nu știu, domnule, ăia din cea, nu știu, domnule, bă, la directorul. Nu. Persoana, responsabilitatea clară, delegare de competențe, răspunde, raportează și face public, pentru că avem nevoie de transparență. Pentru că eu consider... Relația, conducerea primăriei trebuie să aibă o populație care, cu care să aibă o relație interactivă. Să implice oamenii. La fel cum o problemă banală pentru mine, eu râd mereu că pentru mine e o problemă banală, problema câinilor, problema gunoiului. Deci vom avea, sper în sfârșit, un oraș curat. Vorbim de Smart City, dar noi încă nu reușim să avem un oraș curat. Dar un oraș curat, gunoaiele astea nu cad de la extraterestri. Sunt produse tot de cetățeni. Pentru asta avem nevoie de o relație interactivă, avem nevoie de o populație care să fie proactivă atunci când vorbim de imediată apropiere a locului unde își duc viața, școli și așa mai departe. Adică trebuie toți să punem, cu toții să punem umărul la curățirea acestui oraș, la problema câinilor care poate fi rezolvată foarte ușor, că dacă ei erau sterilizați toți câinii din Piatra Neamț acum 7 ani, azi nu mai aveam, pentru că durata de viață a unui câine de pe stradă nu depășește 5 ani, speranța de viață. Deci ei dispăreau pe cale naturală. Nu era nevoie nici să-i omor, nu era nevoie nici să judești cu ONG-urile, nu era nevoie nici să-i ții în adăpostul, să cheltuiești sume uriașe. Dar lucrurile astea nu s-au întâmplat. Pentru că unul i-a convenit un loc călduț la o societate, câinii erau și ei, pentru unii, producători de profit, gunoaile erau și ele producători sunt de profit. Sunt, bine. Dacă sunt. Vorbim la nivel mondial, gunoaile sunt cele mai mari producători. Și la nivel local, vă spun eu. Da, credeți-mă că există strategie pentru fiecare domeniu. Lucrurile sunt analizate. Eu am participat până acum la 10 brainstorming-uri la primărie, conduse de către primar, de echipa primăriei, și am văzut dorința și am văzut și pârghiile, mecanismele prin care putem face asta. Ne-a atenționat domnul Ciprian Enache, care spune că nu este de acord ca împreună să lucrați așa cum trebuie. Da, și că amendamentul la public serv prevede aviz CA și AGA. Și cea și aga. Și, ceaca, da. Și doamna Oana Tihenea, domnul Arbuz, aveți idei pentru problema câinilor? Doamna Oana... Tocmai răspundeam. Da, doamna Oana a făcut o petiție publică pentru Alexandru cel Bun, pe aceeași temă. Pentru că acolo chiar este un pericol. Deci, da, bineînțeles, pentru că întotdeauna în zonele, zic eu, metropolitane, zona metropolitană, în zonele în care câinii nu... Aici e mai simplu. Stau între blocuri, sunt hrăniți, au așa numiți stăpâni comunitari, adică ei recunosc niște oameni pentru că îi hrănesc.
Dar în zonele, la liziera pădurii, în zonele în care lacuri, nu, lacul vor deveni semi-sălbatici, vor ataca, au fost cazuri care au atacat lebedele. Deci au intrat în apă și au atacat lebedele. Da, și câinii. Da. Cum și câinii? Și câinii au atacat lebedele. Cel mai, știți cum e, cel mai periculos animal, cel mai mare prădător e omul. După care e o listă lungă. Am înțeles. Deci astăzi avem ședință de Consiliu Local, va fi online, vor fi hotărâri importante. Când o să avem și noi în dezbatere bugetul? Dar într-o dezbatere reală. Într-un timp foarte scurt, credeți-mă, calculele pentru buget sunt cele mai... Era să zic că nu există grad de comparație pentru imposibile, sunt aproape imposibile apropo de provocări. Dar bugetul va fi într-o perioadă foarte scurtă. Eu sper să fie și votat de către întreg spectru politic, pentru că parcă văd că vor veni cu amendamente de dragul amendamentelor unii care să blocheze, dar... În virtutea relației noastre neinstituționalizată, eu vă promit că în fiecare joi voi fi la dumneavoastră și voi da raportul despre ce se întâmplă în primărie. Așa, cu onestitatea care mă caracterizează. Aștept. Sau cu inconștiența care mă caracterizează. Eu prefer să le oprim aici, la partea cu inconștiența. Dar aș vrea să vă spun că va fi o adevărată telenovelă votarea bugetelor la nivelul județului și la nivelul municipiilor, la Roman nu știu exact, pentru că cei care au făcut listele de consilieri sau după ce s-au făcut negocierile pentru diverse posturi, i-au băgat pe unii consilieri în situația de a nu putea vota buget. Participa la vot pentru că... Și asta înseamnă că vom mai duce încă vreo lună, două bugeturi. Noi ne străduim la Piatra Neamț să avem bugetul foarte repede, să depășim inclusiv această situație, că și noi avem câteva cazuri. Știu, de asta spuneam. Avem generale, avem colonii, adică asta e. Generale aveți, aveți și oameni care... își doresc să voteze bugetul cu orice... În orice, orice preț, bun. Ne oprim aici, oameni buni. În sfârșit, am avut o emisiune la care eu am vorbit poate mai puțin ca de obicei. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc, domnul doctor. Mulțumesc tuturor celor care au rezistat alături de noi. Intrați pe site-ul Consiliului Județean, pentru că acolo a apărut draftul de buget la județ. Bine, e o chestiune foarte simplificată, dar puteți vedea cam spre ce se duc banii. Vă dau un singur exemplu, ca să nu plecăm așa fără multă... să nu avem la ce să ne gândim. Complexul muzeal Neamț are 7.565.000 de lei și avem contribuții pentru personal neclerical și susținerea cultelor 23.753 de lei. În rest, ce să vă mai spun, la protecția mediului puțin bani. Merită să le citiți. O să punem și noi o știre pe Mesagerul, punem draftul acesta de contract. Numai bine, oameni buni, revenim și mâine dacă lucrurile merg ok, azi în ședința de Consiliu Local, ca să putem comenta mâine. Cele bune!